Continuăm știrile. La doar câteva zile după ce a anunțat că a fost cerută de soție, Maria Ilioi, una din ispitele de la Insula Iubirii, s-a despărțit de cel cu care urma să se mărite. Ce s-a întâmplat atât de grav încât a anulat totul? Ne spune chiar ea. Maria este în legătură telefonică directă cu noi. Maria, bună ziua! Bună ziua! Maria, noi ne pregăteam de nuntă. Ce s-a întâmplat? Păi voi vă pregăteați, dar eu nu mă pregăteam. Păi da, da, asta am înțeles. A venit tinelul, alea, alea. Și s-a rupt de iubire. Acum te-am citat pe tine că exact așa ai spus. Am zis că e în perioada de probă și că aștept să văd cum se comportă și așa dacă e în 2-3 ani, adică trebuia să-mi demonstreze unele chestii. Și uite că a picat din prima. Dar tu asta i-ai spus și lui în momentul în care mă gândesc că a fost îngenunchiată, am văzut că a fost cu surprize, cu petale de trandafiri. În momentul în care a zis cuvintele alea în care ți-a dat inelul, tu i-ai zis accept, dar ești în perioada de probă? Nu i-am zis accept, am zis mă bucur pentru că îți dorești chestia asta și eu mi-aș dori dacă aș avea încredere în tine. Dar nu prea am, trebuie să lucrăm la chestia asta și atunci dacă tu îmi vei demonstra că ești bărbatul care, cu care merită și cu care, nu știu, îmi doresc să fac viitor, atunci o voi face cu drag. Păi și atât de puțin a durat perioada de probă sau atât de repede ți-a trădat această încredere? Știi care e chestia? Erau niște probleme mai de mult pe care el de data asta, primind inelul, mi-a promis că o să le îndrepte. Și uite că nu s-au de îndreptat, m-a făcut să-mi dau seama că este un om, poate e prea mult spus, dar eu așa consider, un om fără caracter, sincer. Vorbim despre că... lucruri grave, Maria, nu știu dacă poți să ne povestești și nouă ce a făcut exact. Măi, știi care e chestia? Am fost mințită de prea multe ori și pur și simplu mi s-a luat să accept mereu chestia asta. Pentru că el mi-a promis că se va schimba, că na, lucrurile se vor schimba când mi-a oferit inelul și uite că l-am prins din nou cu minciuna și eu chiar nu mai pot să accept asta în relație. Vorbim de înșelat, Maria? Nu, măcar dacă ar fi înșelat, eu oricum... Eu mereu am spus că înșelatul eu pot să-l accept în ziua de astăzi, fiind atât de mari și atât de multe provocări și, na, ispite la tot drumul. Dar, uite, că nu. Minciuna pur și simplu. Și mie, pentru mine, minciuna e cea mai importantă într-o relație. Pentru că dacă n-ai încredere, nu ai absolut nimic într-o relație. Dar chiar la cum s-a gândit el că te duce de nas, cu ghilimelele de rigoare, bineînțeles, tu fiind ispită, adică detectezi lucrurile astea? Da, asta i-am spus și eu, zic, vezi că eu sunt nașul tău, tu vrei să fii escroc sentimental cu mine, dar eu sunt mai... Știi ce faci tu cu mine? Eu le făceam de mult în Thailanda și... Da, tu ai văzut foarte multe lucruri și slăbiciune ale cuplurilor care merg pe insulă să-și testeze iubirea. Păi asta zic, el a încercat greșit, a crezut că sunt vreo gâscă. Nu știu. Ideea e că, na, este... Are și cu... face cu șantaj emoțional, adică de fiecare dată când ne despărțeam, mă șantaja și vedea că ține chestia asta la mine și o făcea de fiecare dată și am spus, nu știu. Voi cât timp ați fost împreună, Maria, de a venit cu cererea? A fost un an și ceva, nu știu, să zicem, aproape doi, un an și ceva. Da, și am realizat că, de fapt, cum poți să trăiești cu un om în care nu mai crezi? Deci nu ți-e dor de el, nu-ți lipsește, nu-ți pare rău că ai făcut nu acest pas? Nu, pentru că, adică i-am dat prea multe șanse și pur și simplu omul ăsta nu se va schimba, oamenii nu se schimbă și atunci nu pot să stau să mă mint singură că ce. Eu, sincer, am realizat că în lumea în care trăim, aproape toată lumea minte și atunci m-aș fi simțit cea mai fericită femeie dacă el și-ar fi păstrat cea mai frumoasă calitate a unui om. Și aceea, din punctul meu de vedere, este onestitatea. Onestitatea. Tu în continuare crezi în dragoste? Adică nu ești pe ideea toți bărbații sunt la fel? Da, bineînțeles. N-am cum să cred că toți bărbații. Eu am greșit că se pare că am cerut prea mult de la cineva care avea prea puțin de oferit. Și atunci n-avem ce deci să nu ne mai pregătim acum de nuntă, cel puțin nu acum. Mulțumim tare mult, Maria, că ai intrat în direct cu noi și așteptăm să vii cu vești bune. Să ne spui că ți-ai găsit marea dragoste și ți-ai găsit persoana pe care ți-o dorești așa cum ți-o dorești. E, vin sărbătorile să vedem, poate cunosc ceva interesant. Exact, așteptăm vești. Mergem mai departe, dragi.